și e un fel de când aduți aminte cum ești. Când ai relaxare înăuntru, afară e nebunie. Da? Viscol, bate vântul, plouă, lumea e nebunită, urlă, e și așa. Cum ești invers, ești nebuniță înăuntru și se întâmplă ceva și în viteză se transformările și nu ești, n-ai pace, n-ai liniște, în afară se calmează lucrurile. Ai grijă, ai înțeles de ce trebuie să ai grijă. Trebuie să ai grijă să ai liniștea ta. E foarte importantă. Și când auzi cineva îți zice, am venit să-ți deranjezi, liniște, nu e ok. Da? Ori îl dezveți, o dezvezi de așa ceva, ori nu mai are ce căuta în viața ta. Tu trebuie să ai tot confortul și toată liniștea lăuntrică. În afară se zbuciumă proiecțiile tale și nebunesc și se ceartă între ele și se transformă și nu știi zâza buza care e mai mișto proiecții să se ancoreze. Treaba proiecțiilor, tu n-ai nicio treabă. Tu le ții din poanie, da? Și rezolvi așa, numai având liniște. Și dacă cineva îți vrea, nu mai e rău, bine, bine, rău, da? Îți vrea zăzabăza, da? Ca să fie nebunită înăuntru și afară să fie liniște, ceva nu e în regulă. Acolo ești. Și ai sărit în extrema cealaltă, da? Și ai grijă la așa ceva. Înainte când era să te simți bine, totul e bine, e liniște, e vai, plătim un preț, pentru că stăm la țară, plătim un preț, că stăm la liniște, nu ne deranjează nimeni, nu ne bombardează cu muzici, cu gălăgii și pe drum, nu e nimic, ceva nu e în regulă. Da? Eu tot timpul, vai, ce bine, e liniște, în afară, bagă mare. Dă drumul la câini, la cai viteză, ziceam nu cai viteză, ziceam dragon viteză, zmei, zmei viteză, da. Să bubuie tot. Și înăuntru e echilibrul ăla, da? Acolo ești. Ție echilibrul înăuntru, echilibrul auzi tu, liniștea, relaxarea. Învață, învață. Acolo ai sărit asta e umbra, da? Din 3D în umbra ai sărit. Umbra planetei, în umbra 3D. Învață și partea asta. Deci amândouă, da? Amândouă. Și învață. Și atunci le ai pe amândouă. Ai și liniștea, ai și nebunia. Da? E foarte importantă liniștea lăuntrică. Ai trecut prin ce ai trecut, ai învățat ce ai învățat, ți s-a spus că ți se deranjează liniștea, ai înțeles niște lucruri, nu le-ai prea înțeles, până ai dat cu nasul în așa, da? Tot acolo ai ajuns, de unde ai pornit, cum te-ai reîncarnat, ai înțeles. Foarte importantă liniște. Adu-ți aminte, când ai plecat de la job, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat din familie, că nu știu ce, și ai avut un telefon ciudat de la o rudă de-a ta. Vai, mă fac gălăgie, te rog, calmează-te, că tu dacă o iei razna și noi o luăm razna, ceva de genul, ceva era acolo, discordanță, da? Și când ai înțeles cum merg lucrurile, când tu ai liniștea, afară e nebunie, da? Ai lămurit-o. Când afară e liniște, înăuntru e nebunie. E foarte importantă liniștea ta. Pentru tine, pentru restul, n-ai de unde să știi. Chiar să vină să-ți bată la ușă și să zică trezirea, fă gălăgie înăuntru că noi afară nebunim aici. N-ai nicio treabă. Nu e despre ei. E doar despre tine. Numai așa, ajuți dacă vrei cuvântul ăsta, ajuți, nu mai e în metric subiect, da? Susții sau lămurești sau înveți, ok, copilul tău, generațiile noi, dacă vrei, da? Metrixul e, nu mai e, ai rupt plasa, ok, sunt frânturile. Da? Numai ce faci tu e important. Numai despre tine e vorba. Acolo ești. Ok. Spațiu.